Salut! Astăzi vom discuta despre un subiect foarte important pentru sănătatea noastră și anume stresul. Am împărțit această prezentare în două părți, deoarece este destul de complexă și în această ocazie vom discuta despre modul cum stresul acționează asupra sănătății noastre și care sunt tipurile de stres și data viitoare rămâne să discutăm despre soluții pentru stres. Mai întâi vreau să vă povestesc câteva experiențe personale prin care am observat că situațiile stresante au un efect negativ asupra sănătății. Primul exemplu care îmi vine în minte este al unei profesoare pe care am avut-o la liceu de limbă franceză, care în momentul în care a aflat că soțul ei o înșeală, la scurt timp după aceea s-a îmbolnăvit de cancer de sân și a mai trăit, nu știu exact, aproximativ un an. I-am făcut odată o vizită cu cineva și la câteva luni după aceea a decedat. Un alt exemplu de acest gen este al unui băiat din București, care în urma divorțului a intrat într-o stare de depresie și mai mult decât atât a paralizat întreg corpul. Când a fost controlat la spital, nu i s-a găsit nicio problemă la nivelul sistemului nervos, ci singura problemă a fost legată de partea emoțională care a indus această paralizie. Practic greu de explicat din punct de vedere medical. Un alt exemplu este chiar al mamei mele, care în momentul în care a aflat la fel despre primul soț că o înșală, s-a îmbolnăvit foarte grav și a stat în spital timp de aproximativ un an de zile, fiind bolnavă de tiroidă, a trebuit să fie operată de tiroidă și a fost o experiență foarte amară și a revenit destul de greu din această boală. Un alt exemplu este al unui șofer care era dependent de alcool și o viață întreagă a lucrat ca șofer de autobuz. La un moment dat, datorită sesizărilor care au fost mereu înaintate la adresa lui, a fost dat afară de la servici. Și acest lucru l-a afectat atât de tare din punct de vedere emoțional, încât atunci când a ajuns acasă a murit de inimă. A decedat de atac de cord. La fel, am un prieten care din cauza stresului a dezvoltat o boală a pielii, decolorarea pielii, numită vitiligo. Și eu personal, când am avut examene mai dificile sau când urma să vorbesc în public sau aveam diverse situații mai stresante, am observat că mi-este afectată digestia și trebuie să merg de mai multe ori la toaletă. Deci, în mod personal, am observat mai multe conexiuni între starea emoțională și sănătatea omului sau anumiți factori ai sănătății. Și în această ocazie vom aprofunda un pic această legătură între emoții, între stres și sănătate. Ce se întâmplă atunci când suntem stresați? Atunci când suntem supuși situațiilor stresante, organismul nostru suferă o serie de schimbări fiziologice și hormonale. Aceste schimbări sunt partea răspunsului nostru de adaptare la stres și au ca scop protejarea corpului nostru de efectele nocive ale acestuia. Vom explora principalele schimbări fiziologice și hormonale care apar în timpul situațiilor stresante. Una dintre primele schimbări fiziologice care apar în timpul stresului este activarea sistemului nervos simpatic. Ce este sistemul nervos simpatic? El face parte din sistemul nervos vegetativ sau sistemul nervos autonom, așa se mai numește.
El este responsabil de așa numita reacție fight or flight, adică reacția de luptă sau fugă în cazul unui pericol oarecare. Acest sistem provoacă o creștere a frecvenței cardiace, constricția vaselor sanguine, dilatarea pupilelor, creșterea tensiunii arteriale. De asemenea, acest sistem declanșează eliberarea de hormoni steroizi, cum ar fi cortizolul și adrenalina. Cortizolul este un hormon steroid care este eliberat în timpul stresului și ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge. Adrenalina este un alt hormon care este eliberat în timpul stresului și are ca scop creșterea nivelului de energie și creșterea frecvenței cardiace. Acești hormoni joacă un rol important în răspunsul nostru la stres și ne ajută să ne adaptăm la situații stresante. Cu toate acestea, nivelul crescut de cortizol și adrenalină poate avea și efecte negative asupra organismului nostru. De exemplu, nivelul crescut de cortizol poate afecta sistemul imunitar, crescând riscul de infecții și boli. De asemenea, nivelul crescut de cortizol poate afecta memoria și capacitatea de concentrare. De asemenea, nivelul crescut de adrenalină poate duce la o creștere a tensiunii arteriale și poate provoca palpitații și senzație de anxietate. Stresul produce numeroase simptome fizice și psihice care variază în funcție de factorii situaționali ai fiecărui individ. Acestea pot include o deteriorare a sănătății fizice, cum ar fi dureri de cap, dureri de piept, dureri de stomac, tulburări digestive, tensiuni musculare, dureri articulare, oboseală, depresie, pot provoca inflamații și pot afecta sănătatea inimii, pot duce la apariția diabetului, cancerului, ulcerului, a problemelor de sănătate mentală, cum ar fi anxietatea, depresia, insomniile și tulburările alimentare. Alte consecințe indirecte ale stresului ar fi reducerea productivității și a performanței la locul de muncă sau la școală, tulburări de comportament, cum ar fi abuzul de alcool sau droguri, furia sau iritabilitatea. Prin urmare, este important să învățăm cum să gestionăm stresul și să aplicăm strategii eficiente de reducere a acestuia pentru a menține sănătatea noastră fizică și mentală. După perioada de timp pe care se derulează stresul, putem avea următoarele două tipuri de stres. Stresul acut se referă la presiunile de viitorul apropiat sau trecutul foarte recent. Deși stresul acut este adesea interpretat ca fiind o experiență negativă, acesta poate fi de fapt benefic și chiar necesar pentru bunăstarea unei persoane, datorită efectelor sale de protecție împotriva unor amenințări potențial periculoase. În schimb, de cealaltă parte se află stresul cronic. Este provocat de un stres desfășurat pe o perioadă lungă de timp, care poate fi luni de zile sau chiar ani de zile. Acesta este mult mai periculos și poate duce la pierderea memoriei, poate afecta recunoașterea spațială, poate produce scăderea impulsului de a mânca. Printre simptomele suplimentare a stresului cronic se numără durerile, insomnia, tulburări de somn, modificări de comportament social, energie scăzută, retragere emoțională sau alte modificări ale răspunsurilor emoționale și gândire nefocalizată. Stresul cronic a fost de asemenea asociat cu alte afecțiuni medicale, cum ar fi hipertensiunea, bolile de inimă, diabetul, obezitatea și artrita. Funcție de circumstanțele și tipul emoțiilor pe care le experimentăm, stresul se împarte în două categorii. Deci sunt alte două categorii de stres. Este eu stresul sau stresul pozitiv și distresul sau stresul negativ. Cuvântul eu stres este format din două părți, eu, care înseamnă bine în limba greacă, și stres. În cazul distresului sunt implicate sentimente negative și este adesea o experiență dificilă. Pe de altă parte, eu stresul reprezintă o provocare, dar care poate aduce satisfacție.
Oamenii pot experimenta eu stresul atunci când se simt încrezători în capacitatea lor de a rezolva probleme sau de a face față unor situații dificile. De exemplu, ei se pot simți stresați de un examen, dar știu că s-au pregătit bine pentru acest examen ca să o ia și acest stres îi ajută să se concentreze și să dea rezultate maxime. Pe de altă parte, distresul poate apărea atunci când o persoană se simte incapabilă să facă față sau este depășită. De exemplu, dacă o persoană nu a studiat suficient pentru un examen și s-ar putea să se simtă neliniștită sau panicată. Și un ultim punct pe care vrem să-l discutăm la acest capitol introductiv al stresului este modele ale stresului. Astfel, primul model al stresului, cel tradițional, este descris ca fiind un rezultat al unor factori externi, dincolo de controlul celor care se confruntă cu stresul. Mai recent, s-au dezvoltat niște modele diferite de acesta, și anume un model care susține că circumstanțele externe nu au o capacitate intrinsecă de a produce stres, ci în schimb efectul lor este mediat de percepțiile, capacitățile și înțelegerea individului. Astfel că managementul stresului a fost dezvoltat și a pornit de la ideea că stresul nu este un răspuns direct la un factor de stres, ci mai degrabă resursele și abilitatea de a face față mediază răspunsul la stres și sunt susceptibile de schimbare, permițând astfel ca stresul să fie controlabil. Interpretarea lui Lazarus și Folkman privind stresul se concentrează pe tranzacții dintre oameni și mediul lor extern, cunoscut sub numele de modelul tranzacțional. Deci, practic, avem modelul tradițional care consideră că stresul este absolut dependent de factorii externi și este o reacție normală a organismului la acești factori, și un model mai nou, modelul tranzacțional, în care sunt implicate și capacitățile omului de a percepe, de a lua atitudini la anumiți factori externi, și acest lucru influențează gradul în care acei factori îl afectează pe el. Acest model tranzacțional susține că stresul poate să nu fie un factor de stres dacă persoana nu percepe factorii de stres ca pe o amenințare, ci mai degrabă ca pe ceva pozitiv sau chiar provocator. Acest model propune ca oamenii să poată fi învățați să-și gestioneze stresul și să facă față factorilor de stres. Aceștia pot învăța să-și schimbe perspectiva asupra factorilor de stres și să le ofere capacitatea de încredere, de a-și îmbunătăți viața și de a face față tuturor tipurilor de factori de stres. Mai există și un al treilea model de stres, care se numește model de realizare a sănătății născute. Acest model se bazează de asemenea pe ideea că stresul nu urmează neapărat prezenței unui potențiator factor de stres, în loc să se concentreze pe evaluarea de către individ așa numiților factori de stres în raport cu propriile sale abilități de a face față, așa cum face modelul tranzacțional. Acest model de realizare a sănătății se concentrează pe natura gândirii, afirmând că în cele din urmă procesele de gândire ale unei persoane sunt cele care determină răspunsul la circumstanțele externe potențial stresante. În acest model, stresul rezultă din evaluarea propriei persoane și a circumstanțelor proprii printr-un filtru mental de nesiguranță și negativitate, în timp ce sentimentele de bunăstare rezultă din abordarea lumii cu o minte liniștită. Această teorie consideră faptul că stările de spirit fluctuează și nu pot fi schimbate de un anumit model de gândire. Disconfortul mental este doar adâncit prin concentrarea asupra modului de a schimba starea de spirit, astfel încât stările de spirit ar trebui lăsate să aștepte afară și să fie evitată interiorizarea lor pe baza acestui cadru. Acest model propune că, ajutându-i pe indivizi
stresați să înțeleagă natura gândirii, în special oferindu-le capacitatea de a recunoaște când sunt în stăpânirea unei gândiri nesigure, de a se dezangaja din ea și de a accesa sentimente pozitive naturale, astfel să se reducă stresul. Cum spunea Hans Seeley, nu stresul ne omoară, ci reacția noastră la el. Un renumit medic canadian, Gabor Maté, care s-a ocupat și de acest subiect al stresului și depresii, scrie în cartea sa Când corpul spune nu, costul stresului ascuns, scrie următoarele. Cum poate stresul să se transforme în boală? Stresul este o cascadă năucitoare de răspunsuri fizice și biochimice la stimuli emoționali puternici. Din punct de vedere fiziologic, emoțiile sunt în sine descărcări electrice, chimice și hormonale ale sistemului nervos. De asemenea, în capitolul său Triunghiul Bermudilor, el descrie o dilemă a sa în legătură cu sistemul medical actual care sare și ignoră multe cercetări din domeniul acesta al stresului, care fac legătura între stres și boală, între stres și imunitate, și rămâne la vechea percepție separată a organelor, a bolilor și a organismului luat pe porțiuni. Dar în acest context este important să amintim că există totuși o știință, se numește psihoneuroimunologia. Este cât de cât recentă, a apărut în ultimii 30-40 de ani și ea studiază relația dintre imunitate, sistemul endocrin, sistemul nervos și sănătate. Certitudinea unei interacțiuni între stările psihice și sănătatea organismului există încă din antichitate, însă influența sentimentelor și a gândurilor asupra organismului și în special asupra sistemului imunitar a început să fie cercetată îndeaproape abia în ultimii 30 de ani. Să vedem în continuare câteva dintre cauzele principale ale stresului. Prima cauză poate fi dată de problemele întâlnite la locul de muncă, cum ar fi termeni limită scurți, cerințe nerealiste sau conflicte cu colegii de muncă. O altă sursă de stres pot fi relații personale tensionate, cum ar fi probleme în căsnicie sau cu familia sau prietenii. O altă sursă de stres pot fi schimbările majore în viață, cum ar fi mutarea într-un alt oraș, altă țară, sau pierderea unui loc de muncă, sau schimbarea unui loc de muncă. O altă sursă pot fi problemele financiare, cum ar fi datorii, dificultăți financiare sau probleme cu casa. Și o ultimă sursă de stres pe care vrem să o amintim sunt problemele de sănătate propriu-zise, care atunci când conduc la stres pot să se agraveze și mai mult. De aceea este important ca să căutăm soluții cu privire la gestionarea stresului. Vă provoc, dacă aveți orice întrebări sau sugestii cu privire la gestionarea stresului, să lăsați un comentariu mai jos. Cum vă gestionați stresul și ce metode funcționează pentru voi? Până data viitoare, când vom explora soluțiile de gestionare a stresului, vă doresc numai bine!